Astăzi vedem recorduri sportive despre care oamenii spun că sigur, sigur nu vor fi doborâte, așa că haide să-i dăm drumul. Pe locul 8 l-avem pe Michael Phelps, considerat cel mai mare olimpic al tuturor timpurilor. Având în vedere că Jocurile Olimpice sunt din 4 în 4 ani și că majoritatea participanților sunt considerați în apogeul carierei odată ce dețin 3, 4, poate 5 medalii de aur, Phelps deține 18 medalii de aur. Recordul înotătorului american este recent, ultima medalie fiind câștigată în 2012, dar oamenii sunt deja de acord că recordul este imbatabil. Pe locul 7 avem cel mai lung meci de tenis din istorie, meciul din 2010 între americanul John Isner și francezul Nicolas Mahut. A început pe 22 iunie, dar a trebuit să fie amânat pentru a doua zi din cauza lipsei de lumină. Da, s-au jucat până au rămas fără lumină solară și același lucru s-a întâmplat și cea de-a doua zi. În cea de-a treia zi, John Isner în sfârșit a câștigat. Pe parcursul acelor zile, meciul a durat 11 ore și 5 minute, doborând recordul anterior cu peste 4 ore și jumătate. Scorul de fapt a ajuns atât de mare încât a stricat tabela de marcaj, nefiind programată să registreze numere atât de mari. Pe locul 6 l-avem pe Karim Abdul-Jabbar, ce deține recordul pentru cele mai multe puncte în carieră din istoria NBA, cu un incredibil număr de 38.387 de puncte. Legende ale jocului ca Wilt Chamberlain și Shaquille O'Neal nici nu se apropie și chiar și Michael Jordan este în spate cu 6.000 de puncte. Karim s-a retras în 1999 și recordul este încă în picioare de 28 de ani. Cea mai bună speranță în aproape 3 decenii a fost Kobe Bryant, care era la doar 5.000 de puncte distanță, dar s-a retras în aprilie 2016. Pe locul 5 avem cel mai rapid om de pe planetă, Usain Bolt, care deține recordul la proba 100 de metri bărbați cu un incredibil timp de doar 9.58 de secunde. El de fapt deține primele top 3 locuri și se pare că este singurul care se poate depăși. În 2008, un matematician a calculat dacă acest timp poate fi bătut, dacă este măcar fizic posibil, și a ajuns la concluzia că doar 0.9 secunde mai pot fi fizic omenesc posibile tăiate din recordul lui. Pentru moment, Bolt și recordul său par a fi de neatins. Pe locul 4 avem un nume ce orice fan al basketului îl recunoaște ca fiind imprimat în recordurile NBA, Wilt Chamberlain și jocul său de 100 de puncte. În 1961, Wilt a șocat lumea înscrind 78 de puncte și oamenii speculau că poate într-o zi acest record va fi bătut. 3 luni mai târziu, tot Wilt a demonstrat că se poate, înscrind 100 de puncte în jocul său legendar dintre Philadelphia Warriors și New York Knicks din 2 martie 1962. Jocul nu a fost televizat, dar există sunete înregistrate din timpul jocului, fiind transmis la radio. Pentru locul 3 ne întoarcem înapoi în timp și îl găsim pe Cy Young și probabil cel mai imbatabil record din baseball al tuturor timpurilor. Pe parcursul carierei sale de 22 de ani din MLB a reușit 511 jocuri câștigate, cu peste 100 de câștiguri peste locul 2 Walter Johnson, care are 417. De fapt, doar 24 de jucători au reușit să câștige peste 300 de jocuri în istorie. Pentru majoritatea fanilor din baseball, acest record este imbatabil, asta și pentru că jocul s-a schimbat în zilele noastre, dar și pentru rezistența lui Cy Young. Majoritatea jucătorilor participând la 15 sezoane. El a participat la 22. Pe locul 2 avem Golden State Warriors, ce deține recordul NBA pentru cele mai multe meciuri câștigate într-un sezon. În 1972, LA Lakers au reușit 69 de câștiguri într-un sezon. Fanii basketului au trebuit să aștepte 24 de ani ca acest record să fie depășit de Michael Jordan și Chicago Bulls cu 72 de meciuri câștigate. Și nimeni nu credea că acest record poate fi doborât. Ca apoi, în 2016, Stephen Curry să conducă războinicii la 73 de meciuri câștigate într-un sezon. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca aceasta să fie doborât și mai ales de această echipă. Pe primul loc avem legenda sportivă din hockey Poreclit Mărețul, dar noi îl știm ca și Wayne Gretzky. Pe perioada carierei sale de 20 de ani, dintre 1979-1999, el a strâns mai multe recorduri decât se considera omenesc posibil, dar cei mai mulți sunt impresionați de cât de multe puncte a reușit în cariera sa. Un incredibil număr de 2857, cu mai mult de 1000 de puncte față de locul 2. Numărul mediu de puncte pe care un jucător profesional de hockey îl reușește pe sezon este 114. Dacă a reușit să ridice numărul la 140 și să facă asta în continuu timp de 20 de ani, tot nu a reușit să bată recordul lui Wayne Gretzky. Simplul fapt că este atât de în față față de oricine altcineva și a fost de 17 ani de când s-a retras, face ca oamenii să se îndoiască că acest record să fie vreodată doborât. Oameni buni, atât pentru astăzi. Dacă ați ajuns până aici, nu uitați să vă abonați și ne vedem în episodul următor. Pa!